După vaccinare și rolul femeii în societate, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a revenit în atenția opiniei publice cu o nouă declarație pe care unii o consideră controversată. În opinia înaltului ierarh, mersul la plajă a devenit în unele cazuri o rușine și asta din cauza felului în care unii oameni își aleg vestimentația sau se comportă în societate. Sunt oameni care merg la mare și se duc total dezbrăcați cu tot cu copii. Aici mi se pare o rușine de neacceptat. În Costinești, de fapt. Am plecat așa pe plajă și am dat de ei, fără să știm. Nu știu, aici... Nu știu, să fie așa o plajă spre pentru așa ceva, pentru nudici, nu? Să te duci să te plimbi și să dai de ei așa, fiind și cu copii. Tinerii își pot permite că odată în viață trecem prin tinerețe și prin vârsta a doua, dar... Nu e un păcat. În plus, ierarhul susține că este păcat să privim înspre alți oameni atunci când stau la soare. Trebuie să meargă omul cu bună cuvință, să-și țină mintea în frâu, să privească numai acolo unde se cuvine, să meargă în familie, să nu se meargă să privească ce nu trebuie și unde nu trebuie. Dacă suntem o țară creștină, vom respecta ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră rezistați tentației acesteia? Cu greu, da, da. Da. Încerc să mă ațintesc privirea lui soția mea și atât. În timp ce unii turiști se aliniază la predicile înalt preasfințitului, alții nu consideră că o privire discretă este un păcat. Nu păcătuiește deloc. Ochii văd inima cere. Care îi place să uite. Trece cineva, ce faci atunci? Să acoperi ochii, să nu mai vezi? Vorba și de gând. Acum gândurile nu le putem citi, gândurile la fiecare. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit marea în scopuri vindecătoare. Mai departe, ierarhul a precizat că cel care merge pe plajă cu bună cuviință pentru sănătate nu săvârșește un păcat. Specialiștii spun că unul dintre efectele benefice constă în faptul că doar câteva ore petrecute pe plajă asigură un somn odihnitor, pentru că aerul salin eliberează stresul și reduce anxietatea. Litoralul românesc dă moda în fiecare vară. Oamenii vin la malul mării în vacanță pentru un bronz perfect și multă distracție, iar asta nu-i face decât să-și dorească să scape de regulile impuse de conduita urbană. Există însă și cei care aleg marea pentru terapie.